patriotic cu rezonanță istorică deosebită. Poezia Dumnezeul nostru apare și într-o culegere de poezii patriotice publicată în 1938 de către Asociația pentru Literatură și Cultura Poporului Român, Astra Sibiu. Versurile o să le auziți cântate de colegele voastre și aș vrea să închei spunând, pomenindu-i ales în rugăciune, cu recunoștință și dragoste pe Făuritorii Marii Unii, rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze România Mare și pe toți frații români. La mulți ani, România! La mulți ani, frați români! Ne aflăm în partea inversă, să zicem, a momentului de la 1930, când din România au început să se golească, să plece din ce în ce mai mult. Și am avut o Românie cu o Bucovină, un Maramureș, o Transilvanie, un Banat, o Oltenie, Muntenia noastră, ceva din Moldova, Basarabia, da? Care fiecare avea identitatea lor și prin asta s-au identificat totdeauna. Deci o Românie atât de colorată. Și o Dobrăge cu vreo 17 limbi, o Dobrăge care erau și nemții, și lipovenii, și grecii, și turcii, și tătarii, și românii, și totul era extraordinar de frumos. Și în România asta pitorească a început după aceea construcție. Nu numai că România era regat când era condusă de un rege, dar România asta pitorească a început după aceea să apară oamenii foarte deștepți. În anii ăia 30, că fac referință la chestia de 800 de ani, pe locul 2, cu investiția în armată România, învățea învățământ. Și a fost foarte mulți oameni de valoare, foarte mulți scriitori, foarte mulți cercetători. Și prin România a început să construiască, să industrializeze. Și România a ajuns să fie în top 10. Și totuși nu avea venitul chiar de mare. În 1938, PIB-ul României era de 78 de dolari pe cap de locuitor, față de 100 ceva de cap la mâncare. Dar vedeți că s-a întâmplat ceva și asta vreau să înțelegem cu toți. În România asta foarte colorată, în care din 14 milioane de oameni, 1 milion erau evrei care aveau toate fabricile, toate magazinele și totul, a apărut ideologia de comunism. Și când a apărut comunismul, că a mai fost ceva și vă spun asta chiar dacă comunismul s-a supărat, de data interbelică, s-a încercat cumva, pentru că Transilvania 1000 de ani a fost a noastră, deși a fost majoritatea românească, s-a încercat cumva să se bage pe gât naționalismul românesc. Și s-a găsit unul dintre filozofii români să spună a fi român înseamnă să fie ortodox. Și în momentul respectiv, Biserica Greco-Catolică din Transilvania, știți că un adevăr, care avea peste 1 milion de adepți, a fost decimată pur și simplu. Oasca Domnului, o altă ramură distinsă din ortodoxie, protestanți, a fost decimată, tot timpul a fost împotriva lor. Și s-a încercat să se uniformizeze cuiva. Și atunci s-a încercat să se uniformizeze cultural. Avea venit comunismul care dintr-o Românie care a fost colorată cu foarte multe etnii. Ați auzit că Bucureștiul a fost mic cu Paris,
Acum este astăzi un fel de anti-Paris, cu tot felul de chiciuri, dar și de desene, de grafiti și nu numai cu arhitectură. Nu plânge mai că românii cam să mor nebun. Un clonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu, eu l-am. Nu plânge mai că România e rândul nostru să luptăm. Și din pământul ce ne are, nici o fără nu să luptăm. Nu plânge mai că România, pentru dreptate noi pierim. Copiii noștri peste veac, onoare ne vor da, o știi. Nu plânge mai că România, adună tot ce-i bun susoare. Ne cheamă și pe noi la praznic, când România va fi mare.